Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi, 28 februarie, suntem în comuna Racova pentru a o sărbători pe doamna Rodica, care împlinește o frumoasă vârstă. Surpriza din partea fiului său din străinătate. Haideți cu noi să vedem cum va reacționa. Doamna Rodica! Bună ziua! Bună ziua! Ai poftim că noi, cum să zic, așa sunt chiar de dimineață. Hai poftim. Hai poftim, poftim. Stai, așteaptă și vă zic că mă, da, mai vin, mai vin, mai vin. Aprinde-ți becul un pic. Bună ziua și bine v-am găsit! Doamna Rodica? Da, eu. Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, la mulți ani! Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani? Doamna Rodica să trăiască, Rodica să trăiască la mulți ani. La mulți ani, doamna Rodica, să fii sănătoasă! Noi suntem echipa Livrăm Zâmbete Bacău și în această zi specială, cineva care vă iubește din toată inima ne-a trimis la dumneavoastră să vă creăm un moment pe care să-l țineți minte toată viața. Băiatul. Băiatul dumneavoastră. Băiatul meu din Olanda. Din Olanda? Dragă băiat. O să vedeți dacă venim din partea lui, deocamdată o să vă mai ținem așa un pic în suspans. Vă rugăm să luați tortul. Din partea lui? Așa, o să vă zicem un pic mai târziu. Și dacă vreți să o ajutați dumneavoastră un pic cu superbul aranjament, uitați ce flori frumoase și o șampanie, bineînțeles. Să vă fac o poză sau ceva. Sigur, o să facem la final. Da? Și mai aveți și o șampanie pentru dumneavoastră să beți alături de cei dragi. Da, nu problemă. Să vină, o trimis. O să vedeți. Doamna Rodica, pe lângă toate aceste cadouri, noi avem o melodie însoțită de un mesaj și după ce o să le ascultați, o să vă dați seama exact cine ne-a trimis în această zi frumoasă. Da. Ar mai trimis. Azi în ziua mamei mele, în ziua sfântă, peste anul mă. Vreau ca să-i duc o floare și să-i spun la mulți ani, mă. Azi e ziua mamei mele, ziua sfântă peste anul, mă. Vreau ca să-i duc o floare și să-i spun la mulți ani, mă. Mama mea, măicuță bună, Dumnezeu să-mi te țină. Să ai numai bucurii, îți doresc ca ai tăi copii, mă. Florile din lume ție ține, dăruiesc, mă. Și sărut mâna măicuță, pentru tot îți mulțumesc, mă. Toate florile din lume ție ține, dăruiesc, mă. Și sărut mâna măicuță, pentru tot îți mulțumesc, mă. Mama mea, măicuță bună, Dumnezeu să-mi te țină. Să ai numai bucurii, îți doresc ca ai tăi copii, mă. Thank you.
părți anins, inima tânără ți-este. Tu ai sufletul curat, ești o mamă ca-n poveste. Chiar dacă în părți anins, inima tânără ți-este. Tu ai sufletul curat, ești o mamă ca-n poveste. Mama mea, măicuță bună, Dumnezeu să mi te țină. Să ai numai bucurii, îți doresc ai tăi copii, mă. Doamna Rodica, și avem și un mesaj frumos pentru dumneavoastră. Da. Iubita mamă, trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Să fii sănătoasă, să ai zile senine și fericire, iar bunul Dumnezeu să te protejeze de orice rău. Vreau să-ți mulțumesc din toată inima pentru toate sacrificiile pe care le-ai făcut în viață pentru mine. Pe lângă un sincer și călduros la mulți ani, îți voi spune din nou că ești cea mai puternică, cea mai răbdătoare și cea mai bună mamă din lume. Te iubesc foarte mult! Și acum o să vă zicem din partea cui venim cu mare drag, din partea fiului Octavian și a nepoatei Denisa. Ei sunt cei care ne-au trimis astăzi la dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Rodica, dacă doriți să le transmiteți câteva cuvinte. Octavian, mamica te iubește mult și îți mulțumesc pentru gestul care l-ai făcut astăzi. De-abia aștept să te văd să fie acasă, mamă. Vă este doar de el? Da. De când nu l-ați mai văzut? În septembrie. În septembrie. La mulți ani și din partea noastră, să fiți sănătoasă, să aveți în viață parte doar de bucurii. Mulțumesc. Și acum vă rugăm să dați un pic tortul, să aprindem și lumânările. Doamna Rodica, până aprindem lumânările, dumneavoastră să vă puneți așa o dorință în gând și apoi să suflați în lumânări să se îndeplinească. Da. Sigur, dacă v-a spus dorința, sigur că da. La mulți ani! La mulți ani, mă bucurim încă o dată! Mulțumesc, să fii sănătoasă!